iubește România. Ascultă și nu îndrezni ca și de data asta să-mi întorci spatele. Ascultă și nu te preface că nu înțelegi ceea ce-ți spun. Suntem generația despre care fiecare are câte ceva de spus. O altă generație de sacrificiu, o statistică, pentru că așa vreți voi, oamenii care defilați astăzi pe toate televizoarele. Suntem o generație de sacrificiu pentru că ne trimiteți la școală și nu ne plătiți profesorii. Suntem o generație de sacrificiu pentru că ne trimiteți la școală și nu ne dați manuale. Pentru că nu vă pasă dacă locuim până la 30 de ani cu părinții noștri. Pentru că nu vă pasă dacă mai avem vise sau nu, dacă mai avem speranțe. Voi ați greșit? Voi să răspundeți. Ați pus slugi în funcție de decizie. Ați înființat instituții care să vă păzească atunci când furați. Și furați, furați, furați. Voi ați greșit. Voi să răspundeți. În țara noastră ne-ați făcut sclavi, slujitorii altora. Suntem o generație fără identitate. Suntem doar o generație eșantionată corect pentru alegeri. Suntem masa voastră de manevră. Suntem lipitorii voștri de afișe. Suntem spălători de vase în restaurantele voastre. Suntem vânzători în magazinele voastre. Suntem acolo unde vreți voi să fim. Suntem o generație fără identitate. Nu avem viitor și voi aveți grijă zilnic să uităm de trecutul nostru. Nu vă pasă de unde venim sau unde vrem noi să ajungem. Nu vă pasă de noi, așa cum nu vă pasă de părinții voștri. Nu vă pasă de nimic. Gândește, cât crezi că mai pot dura toate lucrurile astea? Vă pasă de putere, de protejații voștri, de parlamentul vostru, de guvernul vostru, de securitatea voastră. Vă pasă doar de miliardele voastre. Nu dați doi bani pe oricare dintre noi. Nu aveți remușcări și regrete. Nu aveți milă și decență. Nu aveți curaj să veniți în școli sau facultăți. Între noi să ne vorbiți și să ne atingeți, să ne întrebați și să ne răspundeți. Nu știți cine suntem, dacă suntem, cât suntem. Nu știți ce vrem, de ce vrem, dacă vrem. Nu știți ce ne doare, dacă ne doare, de ce ne doare. Nu știți nimic din ce ar trebui să știți. Gândește, cât crezi că mai pot dura toate aceste lucruri? Nu știți, nu vreți, nu vă pasă. Nu ne cunoașteți, nu ne respectați, nu ne înțelegeți. Această generație poate fi coșmarul vostru. Pentru că nu vom tăcea, pentru că vom spune, pentru că vom striga, pentru că ne vom organiza. Această generație va fi coșmarul vostru pentru că asta meritați. Pentru că nu mai vrem să fim șoferii și sclavii voștri. Pentru că vrem case și locuri de muncă și vă vom cere socoteala. Așa cum știm, așa cum vom crede de cuvință. Pentru că nu vom mai lipi afișe și nu vom mai locui cu părinții. Pentru că nu mai vrem să ajungem salahori și spălători de vase după atâția ani de facultate. Pentru că de astăzi așa vrem noi. Indiferent ce gânduri aveți, indiferent dacă vă pasă sau nu. Pentru că generația noastră nu știe de glumă și pentru că voi nu știți de frică. Pentru că vrem și noi copii, case, familie și locuri de muncă. Pentru că vrem exact ceea ce voi ne dați. Și pentru că ne-ați luat ceea ce aveam mai de preț. Identitatea. Gândește, România! Ascultă și nu îndrăzni ca și de data asta să ne întorci spatele! Gândește! Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan. Încep această emisiune prin a transmite condoleanțe tuturor victimelor și familiilor înduliate în urma acelor evenimente de vineri, noaptea din Clubul Colectiv. Am ascultat cu mare atenție acest filmuleț și ne îndeamnă spre o meditație profundă în sensul de a gândi dacă aceste evenimente s-au produs ca o consecință a vieții politice, economice a ultimelor 25 de ani și ne punem firesc întrebarea dacă dăm timp înapoi cu 25 de ani, dacă a fost posibil să se producă în acele momente o astfel de tragedie națională. Având în vedere subiectul din această seară, îi am ca invitați pe domnul Ioan Ghișe, senator independent și membru al Comisiei pentru Realitate între Șase, domnul Inocențiu Voinea, consilier local la primăria sectorul 3 din partea Partidului Național Liberal,
și domnul inginer Tudor Popescu. Având în vedere acest tragic eveniment care practic a întors România pe dos și ne-a readus în atenția tuturor agențiilor internaționale, i-aș întreba pe invitații mei și, în primul rând, pe domnul senator Ioan Ghișe, ținând cont de faptul că, în mod evident, mesajul acelor copii se leagă de politic, în primul rând, pentru că politicul este în toate, și sănătate, și educație, și tot ce vrem noi. E foarte adevărat că, prin glasul dumnealui, a adus în dezbaterea publică a Parlamentului toate aceste aspecte care sunt arhicunoscute, dar netranspuse în practică din reavoință sau din faptul că interesul național nu este predominant în activitatea parlamentarismului românesc, și îl rog să ne spună opinia dânsului în legătură cu acest eveniment. Vă mulțumesc pentru onoarea de a fi invitatul dumneavoastră. Ne asociem, cred că toți trei din studio, dumneavoastră, pentru apelul care l-ați făcut către oameni și mai ales pentru compasiunea arătată față de familiile victimelor acestei tragedii. Merită să învățăm de aici, întâi de toate, că rigurozitatea în respectarea specificațiilor tehnice pentru asigurarea condițiilor în locuri publice, aici în particular fiind vorba de un club, este esențială. Ori noi suntem în fața unei tragedii care s-a petrecut pentru că nu s-au respectat condițiile specifice de funcționare. Aici se poate decela între responsabilitățile autorităților, fie că sunt autorități publice locale, fie că este vorba de autorități de specialitate, în cazul nostru pompieri, și sigur că doar ancheta penală identifică răspunderi personale din cadrul instituțiilor responsabile cu verificarea condițiilor tehnice de desfășurare a unui astfel de eveniment. Dar noi avem o slăbiciune, și când spun noi, mă gândesc la politicile publice. Lucruri importante și grave le ignorăm, acceptăm de multe ori soluții superficiale, lasă că merge și așa, și ne găsim din când în când în fața unor tragedii, când atunci, sub impulsul emoțiilor, se declanșează niște acțiuni de astea de tip hey, rup. Acum, dintr-o dată, există poliție locală care merge prin cluburi. Păi asta trebuia să fie o activitate de rutină. Și înainte de a lăsa să vorbească și domnii invitați din platou, aș mai spune ceva în calitate de profesor legat de filmul care l-am văzut, în care tinerii fac așa o abordare critică a tot ce este, a fost și va fi. Din punctul meu de vedere, pedagogic discutând, cred că este o abordare greșită. Adică cine a pus tinerii să recite acele abordări care au multe dintre ele temeiuri foarte serioase și incitându-i la un conflict între generații, mi se pare o foarte mare greșeală, pentru că, de fapt, generația pe care o incriminează tinerii citind versurile alea puse pe ecran este generația părinților lor. Și mi-aduc aminte că a existat o tragedie în urmă cu zeci de ani, când în Cambodgia, vă aduceți aminte ce a făcut dictatorul Pol Pot? I-a pus pe tineri, mulți dintre ei needucați, le-a pus arma în mână la vârste fragede și au omorât din 7 milioane, 2 milioane pe parcursul a câțiva ani. Deci este o greșeală pedagogică majoră ca fondul general al nemulțumirilor noastre din efectele politicilor greșite să fie pus standardul unei generații care să se revolte împotriva generației părinților lor. Lucrurile trebuie abordate echilibrat și mi-aduc aminte că spunea Maica Tereza
odată așa, zice, nu mă chemați la ceva contra, nu am să vin, chemați-mă la ceva pentru și am să vin. Închei prin a spune că mi se pare mult mai constructiv ca tinerii să fie îndrumați spre ceea ce se poate face cu succes și nu să se revolte împotriva părinților. Mulțumesc! Domnule inginer, opinia dumneavoastră în legătură cu... Bără rău, dar eu în calitate de cetățean care m-am luptat cu toată structura care s-a degenerat an de an în România, cu această clasă politică permanent învolburată de tot felul de nereguli, eu dau dreptate acestei generații. E foarte bine după mine ceea ce faci. Sunt complet de altă părere decât colaboratorul meu, domnul Ghișe, de ani de zile. Eu sunt de acord că noi, generația celor în vârstă, am greșit. Nu ne-am orientat. N-am găsit pe cei mai buni dintre noi să ne conducă. Am permis ca să pătrundă spre vârfurile societății o grămadă de oameni fără valoare. Corupția s-a dus pe toate nivelurile, pentru că noi n-am știut să o oprim. Suntem vinovați în fața acestei generații și va trebui să răspundem. De aceea eu sunt de acord. Această generație Facebook, care știe să se orienteze, trebuie să se organizeze. Și suntem foarte fericiți dacă măcar această generație își va înțelege menirea istorică, să ne dărâme, să scoată tot ce e urât în noi și să arunce. Suntem dispuși să ne prezentăm în fața lor, să ne judece. Vom prezenta rapoartele noastre de ce am făcut până acum, pentru ca să știe ei cine sunt cei care merită să-i conducă de acum încolo această țară. Pentru că atâta vreme, vreau să vă spun o întreabă foarte simplă, sunt niște elemente, niște criterii. Atâta vreme cât e un partid, că noi nu prea avem partid în România, dar atâta vreme cât un partid își va permite să găsească în structura lui de funcționare condiția ca un candidat să participe la finanțarea proprii sale candidaturi la partid, asta înseamnă că, de fapt, un individ veros, depozitar de bani, vine cu banii la partid, mituiește președintele partidului și obține un loc pe lista electorală. Dacă va exista acest sistem, sigur că deputatul auto devine o chestiune banală. Sigur, toți deputații de la ora asta, un deputat auto a compromis toată Camera Deputaților. Pentru că eu nu pot să cred că în Camera Parlamentară sunt cei mai buni oameni care știu să ne gândească un viitor, să legifereze ceva bun, atâta vreme cât acei deputați sunt de tipul deputatului auto. Sigur, poate trebuie să fie toată societatea reprezentată în Parlament, dar nu de către deputații auto. Și la ora asta el a devenit emblematic pentru Camera Deputaților. Deputatul auto, nu știe nimic. Ce e? Nu știu. Asta da. Ține de... Mă, ne oprim aici. Dar de... cer ca această generație Facebook să fie foarte bine organizată și să ne ceară socoteală. Pentru că merităm să răspundem în fața ei pentru dezastru care e astăzi în România. Domnule Inocențiu Voinea, aveți o altă opinie? În primul rând, așa de tare îmi vine să tac toată emisiunea, deși am venit aici să vorbim, pentru că, nu pentru că nu așa face spune, dar pentru că fiecare cuvânt pe care l-aș spune simt că mă va dorea foarte tare. Nu cred că trebuie să judecăm, totuși, în termeni de generații. Generația mea a părintelui acelor generații, acelor copii care au vorbit mai devreme, consider că am fost o generație de sacrificiu. O generație care, când eram de vârsta lor, ne-am trezit că tot ce învățasem noi la școală se năruie, că societatea socialistă multilaterală dezvoltată și omul nou sunt vorbe în vânt, că tot ce am învățat a fost o minciună și trebuie să luăm de la început. Părinții noștri, de asemenea, au fost o generație de sacrificiu, pentru că lor le-a fost călcată în picioare demnitatea, valorile morale dobândite într-o societate românească ortodoxă. Iată acum, după 25 de ani de construcție, să zicem așa, de 25, sumă mai mulți, de construcție a democrației în România, vedem că, practic, nu am reușit să facem mare lucru. Și că trebuie să moară un copil mușcat de un câine în parc
să ne revenim puțin, să se întâmplă acum tragedia de aceste proporții și vorbeam mai devreme că 31 de victime, dar probabil că se, Doamne ferește, dar vor fi mult mai multe, pentru că știu ce înseamnă perioada critică în această cumplită afecțiune ca arsura de piele. Sunt foarte mulți în stare critică și dacă nu ne rugăm pentru sufletul lor, e destul de... Trebuie să treacă vreo 3 săptămâni ca să treacă perioada critică. Da. Dar asta e chestiune medicală, pe care probabil că nu o să intrăm acum. Da, nu depinde de noi. Ca atare, nu știu de ce trebuie să vină astfel de tragedii, pentru ca noi românii să ne dăm seama că trebuie să gândim altfel, să gândim uniți pentru țară, fără orgolii și fără lupte politice care nu... de multe ori sunt duse surd, fără niciun obiectiv național. Nu avem un program comun de țară, nu avem o gândire coerentă, avem kilometri în minus de autostradă anul ăsta, dacă tragem linie, și câte și mai câte și mai câte. Au dovedit autoritățile române, mai aici mă refer la medici, pompieri, poliție și celelalte autorități, că sunt în măsură să facă față unui astfel de eveniment, mă refer la situații de criză. Dacă în asemenea situații, când vorbim de vreo 200 și ceva de oameni răniți și alții decedați, dar cum putem noi să ne pregătim și să facem față unui eventual cutremur sau, eu știu, la alte situații? Dacă s-ar întâmpla pe un stadion, mă refer la alte catastrofe sau evenimente deosebit de grav. Noi tragem semnale de alarmă și țipăm la toate posturile de televiziune că, de fapt, problema este mult mai gravă. Gândiți-vă că noi construim baza de la Deveseli. Gândiți-vă că în situația asta suntem în atenția unor grupuri teroriste. Gândiți-vă ce înseamnă o petardă aruncată într-un grup de oameni care nu știe. O petardă. O simplă petardă. Nu vorbesc că vine unul cu Kalashnikov-ul, nu. O petardă aruncată și care sperie niște oameni, care vor da buluc pe o ușă de ieșire și care se vor călca în picioare la fel că ăștia. Nu. Diferența va fi doar că ea nu vor fi intoxicați, dar de bunii mor la fel. Deci problema este foarte gravă. Dar toată chestiunea... Sperăm că ne ajungem în astfel de situații. Dar infrastructura, dacă luăm măsuri din timp... Nu, problema este simplă. Noi facem o confuzie acum care este foarte interesată pentru anumite grupuri din țara asta. Intervenția smurdului, a oamenilor de execuție de pe teren, a jandarmilor, a poliției, a pompierilor, a fost extraordinară, de evidentă, a fost cu spirit de sacrificiu. Pentru că vinovați sunt conducătorilor care nu sunt scoși la zidul infamiei astăzi. Comandantul acelor pompieri n-a știut de acest club și n-are în preocupări să aibă o activitate preventivă. Trebuie să lasă neapărat să fie post-mortem activitatea. Deci acești oameni care sunt capabili de sacrificiile astea trebuie să-și demonstreze capacitatea după ce mor alții. Deci noi știm numai să așteptăm moartea ca să ne vindecăm. Pentru că vârfurile care sunt prinse în această corupție nu știm să le scuturăm odată de pe coama acestei țări, care întreține această gașcă, care trebuie odată și odată pulverizată. Cum zicea astăzi dimineață pe blog deputatul Raețchi a Partidului Național Liberal. A șters după aia și a adus aminte că și el e din clasa politică. Pentru că replica a fost foarte clară. Dacă ești deputat și vrei să te recunosc deputat, dă-mi CV-urile consilierilor tăi. Ca să văd că nu ți-ai pus amanta, ca să văd că n-ai pus pe nepotul, ca să văd ce valoare au ăia, ca să știu ce capacitate legislativă ai tu. Și senator. Ce consilier ai? Dacă eu nu te voi examina după nivelul consilierilor tăi și nu te voi da afară dacă ți-ai angajat amanta, eu sunt vinovat pentru că tu existi acolo, pe duchele, pe ceafa mea. Domnule Popescu, sunt nevoit să vă întrerup pentru o scurtă pauză. Revenim după publicitate. Am revenit după scurtă pauză de publicitate. Și rog regia să ne prezinte filmulețul cu evenimentele atât
înaintea, cât și după evenimentele petrecute în seara de vineri. Acesta este clubul situat lângă maternitatea Bucur, unde s-a întâmplat tragedia aceea cumplită, ziua de vineri, tragicul eveniment, mai precis. Iată cum arăta clubul, cum se distrau înainte de a se întâmpla nefericitul eveniment. Vă dați seama că nimeni nici nu gândea, nici nu imagina că se poate întâmpla o asemenea tragedie, în sensul că viața le va fi pusă în pericol, și chiar s-a întâmplat acest lucru, din păcate. Și par fericiți, se distrau. Așa se întâmplă de regulă la concertele rock, toată lumea aproape dansează. Și era o veselie de nedescris acolo. Toată lumea părea fericită, nimeni nu intuia că sunt poate pentru unii ultimele momente ale vieților. Iată cum arătau unii dintre tinerii care... Iar din păcate, în acea seară, mulți părinți și-au pierdut copiii în acest eveniment. Aici se vede deja izbucnirea incendiului. Și sunt copiii care au decedat, chitaristul acelei trupe, apoi, care din păcate nu mai este printre noi, aceasta este o domnișoară care și-a pierdut viața în acel eveniment, un tânăr erou care din păcate nu mai este printre noi, un alt chitarist al trupei, care avea și o prietenă, din câte știu, Cătălina, care și ea decedat, din păcate, la acest tragic eveniment și care îl însoțea totdeauna când acesta concerta. La fel, un tânăr care, din păcate, a decedat. O să vedem mai târziu pe un tabel numele acelor care au dispărut dintre noi. Sunt adevărați îngeri care s-au ridicat la cer. Iată și o tânără care nu mai este printre noi. Ne exprimăm sincere condoleanțe față de familiile ai căror tineri nu mai sunt printre noi. Acesta este un tabel cu cei decedați. Să sperăm că nu o să mai fie victime, deși am ajuns la numărul de 31 de decedați până în acest moment. Din păcate, în stare gravă mai sunt încă vreo 130 și ceva, dar să sperăm că datorită tinereții, elanului tineresc pe care acesta l-au, și datorită faptului că un organism tânăr vor avea tăria necesară pentru a supraviețui, deși e destul de greu pentru că sunt afectate căile respiratorii, după câte am înțeles. Față de aceste imagini într-adevăr cumplite, imagini de nedorit pentru România secolului 21, l-aș întreba pe domnul senator Ghișă: cine crede că este vinovat de această tragedie națională? Potrivit legilor de administrație locală și, respectiv, legea contra incendiilor, există responsabilități atât ale autorității publice, cât și ale pompierilor. Ori este, pentru mine, după informațiile care le-ați prezentat până acum, destul de clar că aici s-a permis o improvizație, în sensul că nu s-au respectat condițiile specifice contra incendiilor. Materialele pirotehnice, nu oricine oriunde și oricum le poate manipula. O sală în care ai o asemenea aglomerație de lume, indiferent că sunt tineri sau adulți, și unde dai foc unor materiale pirotehnice. Da. Problema este ce mediu este acolo, cu ce alte materiale, inflamabile sau nu. Așadar, cred că urmarea anchetei, pentru că e greu pentru noi să fim organ de anchetă, se va constata că răspunderea aici revine atât celor care
din partea pompierilor purteau răspundere și va fi răspundere și din partea celor de la primărie care au permis să funcționeze fără autorizație un astfel de club. E inevitabil. Am înțeles că aveau autorizație. Bașca, primii responsabili sunt chiar patronii, pentru că aveau obligația să respecte condițiile din lege. Așa, dar vedeți dumneavoastră, da, un punct de vedere răspunderile, personal, de asta răspunderile juridice ale unor persoane, indiferent că sunt de la primărie, pompier sau patronii, astea, acum când vorbim, nu remediază dezastru, catastrofa, tragedia asta. Problema este ca să se acționeze pe viitor, pentru că, sigur, se poate spune, domnule, dar știți că legislația, orice lege ai face, legea prevede un cadru, dar ea, ca să fie aplicată, trebuie niște oameni în teren să spună, acum vă scriem că acest club este închis. Pompierii, poliția, primăria e închis pentru că nu îndeplinește condițiile legale. Da. Iar în altă situație, aveți timp până mâine. Mâine exact. Ne chemați, verificați. Le suspend activitatea. Dacă și... s-ar fi respectat condițiile legale, nu se putea întâmpla așa ceva. Aici nu s-a respectat prevederea din lege privind condițiile în care poate să funcționeze un club. Împotriva incendiilor. Da, vreau să știți că până nu se vor da 100 de ani de pușcărie pentru cei care sunt implicați în acest caz, nu va începe revenirea din criza părinților acestor copii. Pentru ca să pot să revin în criză, trebuie întâi să am senzația că undeva s-a făcut dreptate. Altfel, acești oameni vor bântui într-un disperare continuă ani de zile. Deci problema justiției, foarte clar. De aceea eu cer public ca primarul Piedone, Popescule, vină cu ordinul de serviciu pe care i s-a făcut celui care a făcut inspecția la club acum 10 zile. Nu există să intre un polițist într-un dispozitiv fără ordin de serviciu. Ce i s-a dat ca ordin de serviciu? Să verifice dacă sunt plicurile puse la locul lor? Eu cred că i-a dat să verifice starea acestei construcții. Și atunci ăla venea, în mod normal, și spunea, ia veniți băi, patronilor, autorizația pe care lucrați. Scrie aici că e sală de spectacol, păi nu e mamă. Să suspendă activitatea voastră până în momentul în care intrați în ceea ce ați declarat voi la Registrul Comerțului. Deci ce treabă a făcut polițistul acum 10 zile? Că vine cu o impertinență incredibilă să spună, nu e treaba mea, că eu nu lucrez după ora 4. Dar ce faci, mamă, în alea 8 ore, în afară de inspectarea stabilimentelor unde se fac plăceri de oameni care încalcă legile? Deci asta e primul lucru. Și nu excluzi ca domnul Popescu să aibă bunul simț să pună în spatele acelei hârtii și demisia. Deja unul dintre chit că e de la UNPR sau de nu știu unde, la ce partid politic care ucide oameni în gropile din șoselele Bucureștiului, în partidul ăsta care e un dezastru după câte se vede. Am înțeles. Domnul Inocențiu Voinea, sunteți consilier în cadrul primăriei sector 3 și cred că nu sunteți străin de acele acte și documente pe care trebuie să le aibă la dispoziție un agent comercial pentru a-și desfășura activitatea în condiții legale. Probabil că știți mai bine decât noi toți care sunt elementele și care sunt organele care emit astfel de avize de funcționare și autorizații de funcționare și de aceea am permis să vă întreb din punctul noastră de vedere cine credeți că trebuie tras la răspundere pentru această nenorocire. Da, din păcate aici vă contrazic puțin pentru că sunt consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 3. Primăria este organul executiv și consilierii și aparatul executiv se ocupă cu astfel de lucruri. Noi suntem un fel de legislativ, să zicem așa, al sectorului. Da, da, totuși aprobați în cadrul ședințelor de Consiliu anumite hotărâri și dispoziții ale primarului. Sunt convins și ale Consiliului Local din sectorul respectiv. Da. Nu fac referire hotărârile de Consiliu la astfel de lucruri. Nu e un caz fericit să vorbesc eu, pentru că eu mă aflu în poziție. Nu, din punctul de vedere, nu ca și consilier. Da, vă întreb un punct de vedere personal, vă rog. Punctul meu de vedere personal este valabil nu numai pentru ceea ce se întâmplă în administrația locală, ci pentru ceea ce se întâmplă în general în țară. Trăim într-o Românie în care
cine poartă centura de siguranță e luat peste picior, așa că e păpălău. Cine se duce și caută, cine cu, sfidează legea, caută e... cu o hârtie în da. Mână un coș de gunoi să-l arunce, iar e privit așa de sus. Cine își permite să facă observație unor copii care aruncă niște semințe pe jos, și numai unor copii, că nu, aici nu e de copii, de oameni, sunt și copii și oameni mari și buni și răi și în dreapta și în stânga, uscături peste tot. Nu vorbim de categorii de oameni, pentru că am generalizat și generalizarea nu e momentul de fapt. Deci trăim într-o țară plină de ipocrizie și de minciună, de aici și corupția generalizată pe care am văzut-o și nu o vedem numai noi. O văd și străinii, da. Mod cert, la toate rapoartele pe care le întocmesc. E clar că acest club colectiv e doar vârful icebergului. Cu siguranță că sunt probabil 80-90% din astfel de locaruri care nu respectă normele pe care ar trebui să... Unul dintre patronii de club din București a anunțat pe Facebook într-o, să zicem așa, confesiune de suflet, că a eșuat în această îndeletnicire de a fi patron de club, din dorința de a conduce și el o mașină scumpă, de a câștiga mai facil, dar își dă seama, ca specialist în domeniul de inginer, câte nereguli a trecut cu vederea pentru a-și umple buzunarele și a decis să renunțe și să... Cu sigur, probabil că zilele următoare un prim control ar fi desfința și a preferat să renunțe singur la club. Și totuși, anul trecut, în cadrul unui control efectuat de primăria sector 4, s-a stabilit că singura problemă aflată în nelegalitate a fost cea legată de anumite contracte de muncă pe care le aveau salariați. Unde? Nimic legat. Nimic legat de activitatea economică acelui club. Păi, dar nu era vorba de activitatea economică, era vorba de... Credeți că cineva a dat la o parte... Eu mă întreb acum dacă și bureții de aici sunt ignifugați. Credeți că a dat cineva la o parte ce era pe tavan acolo și ce camufla bureții aia ca să vadă că ei nu sunt Nu, dar nu s-au respectat niște norme în legătură cu numărul de hidranți, toate controlele care cu acele fac. Dispozitive antifum care sunt... Faptul că scrie acolo autorizație pentru sală de spectacole. Și de-aia trebuie să verificați și la noastră la sector treaba asta, că s-ar putea să fie la fel, în defect sectorul. Deci scrie sală de spectacole, polițistul care a venit atunci și avea o ordin Poliția de serviciu local. Corect, bă, asta e sală de spectacole, bă, tu ai, mă, autorizație de la pompier și ăla dădea jos buretele. Da, credeți că există toate astea reglementate așa cum trebuie? Păi, pentru asta sunteți legiferator local, domnule consilier Voinea. Nu, sunt specialiștii care trebuie să stabilească lucrul ăsta. Verificați dacă serviciul de resort și-a făcut datoria, pentru că serviciul de utilități, când vine ăla la aprobare să-i dea aviz, trebuie să-i dea aviz pe declarație, pe proprie răspundere, pentru că altfel blocăm construcția economiei românești. Și atunci îți dau pe proprie răspundere, dar am obligația ca a doua zi să transmit la toate organele de avizare copia și să-i spun, bă, vedeți că i-am dat lui Costică o autorizație pe proprie răspundere că face sala de spectacole. ISU, sănătatea. Se registrează la Registrul Comerțului aceste declarații și se trimit organelor competente. Da, dar autorizația ți-o dă primăria și primăria îți dă pe proprie răspundere. De acord, dar sunt diferențe între... Pentru că altfel trebuie să aștept câte 6 luni să obții tu avizele de la fiecare parte. Și pentru că asta a fost modificarea legislativă. Că până acum nu se dea autorizație de funcționare, până nu veneai cu un dosar cu 30 de avize. Și au venit toți agenții comerciali să spună că România îi blochează lui afacerea. Că în 6 luni de zile dă faliment, îi pierde capitalul, pierde creditarea. Și atunci ei s-a spus, bun, atunci eu te cred, îți dau pe proprie răspunde și te vehic ulterior. Numai că mecanismul de verificare ulterior e bolnav. Da. Păi te cred ce? Te cred că te vei duce să-ți iei acele... Te cred că ai condițiile făcute. Nu trebuie să-ți iei avizele. Eu te cred că ai condițiile făcute. Dar în momentul următor eu
primăria transmit avizul dat unde să știe în blind la el, toți. Dacă ai, că ai aviz, că tu corespunzi și că ești conform, păi înseamnă că tu trebuie să fii foarte bun pompier, foarte bun medic veterinar, foarte bun ca să știi că ai, nu trebuie să fii controlat să vadă dacă... Problema este altă, e de altă natură. Ba da, nu, problema este, așa s-a gândit legea. Inițial. S-a spus așa. Dom'le, eu nu pot să blochez construcția societăților comerciale care trebuie să le dau drumul în 3 zile, că uite, sunt țări în care în 3 ore ți-ai făcut un SRL-ul. Și atunci eu îți dau drumul pe proprie răspundere, cum că tu ți-ai făcut toate alea, că ai vorbit tu ce condiții trebuie pentru aia și ți le-ai îndeplinit, ce condiții și... Dar nu te mai oblig să te duci la ăla, să aștepți până vine el să-ți dea avizul. Da, și atunci îți dau pe proprie răspundere, și... consider că te-ai interesat de baza legală și te-ai pus în ordine. După care eu transmit hârtia. Aici e problema. Primăria a transmis. Când a doua zi funcționarul ăla care a dat avizul pe proprie răspundere la factorii interesați informarea, înștiințarea, vedeți că există un interlop a venit la mine și a spus că știe să facă un spital. Vezi, e spital ăla sau e bordel? Asta e problema. Deci a transmis hârtia sau nu? E același lucru. Păi dacă nu se duce înainte, de ce s-ar duce după? Pentru că între timp tu poți să produci. Păi tu poți să produci și să dai bombe. Să, da, sigur că da. Deci oameni. Există acest risc. Până când intri în producție. Ori în situația asta, când eu dau un aviz de sală de spectacole, eu, primăria, ți-o dau pe proprie răspundere și am anunțat imediat poliția locală. Ia! Dar de ce nu mă primește și pe mine pe proprie răspundere americanul fără să mă bage până la aparatele să mă controleze, să americanul mă te primește în 4 ore, ți-a dat aviz. Pe răspunderea ta. Și la aeroport să nu mai intru pe la verificator. Nu, ai altceva. E cu totul să mă primească pe proprie răspundere, că n-am nicio bombă. Ai altceva. Domnul senator Ghișă, ați fost primar în municipiul Brașov. V-ați întâlnit cu astfel de situație pe perioada mandatului dumneavoastră? Bineînțeles. Pentru că totdeauna există această presiune descrisă aici foarte bine a patronului care vrea ca lucrurile să se petreacă cât mai repede. Pentru că el poate plătește chirie pentru spațiul respectiv și vrea să-și înceapă activitatea. Nu, nu. Asta e justificarea lui în primul rând. Da. Nu? Și există de asemenea răspunderea autorităților de specialitate. Când vorbim autorități de specialitate, ne referim la foarte multe autorități și instituții publice care pe domeniul lor special, că e vorba de mediu, că e vorba de pompieri, că e vorba de sanepid și așa mai departe, au obligația să facă aceste verificări. Dar în clipa când totuși într-un club cu sute de oameni se folosesc materiale pirotehnice, păi acolo apare ca urgență zero ca pompierii să aibă dat aprobare sau nu. Nu poți să dați pe răspunderea lui 6 luni, că, adică și răspunderea lui, a patronului acum, te aduce la viață zecile de morți? Nu. Poți să-l închizi pe 17 vieți. Deci, este o eroare. Este o eroare să lași perioade lungi de timp să funcționeze. Probabil că acum, după această nenorocire, multe primării vor deveni mai active în a încerca să respecte... Depinde pentru cât timp. Litera legii. 3 zile. De aceea vă spuneam că la noi este o slăbiciune. Chiar la începutul emisiunii am spus. De fond, lucruri majore, importante, nu se urmăresc în mod constant, iar lucruri superficiale se lasă că merge și așa. Astea devin obișnuința activității de administrație publică. Eu cred că după ce vor face procurorii cercetările lor și după ce Inspectoratul de Situații de Urgență își va, deci va finaliza raportul, da. Noi nu la rețineri mă gândesc, că astea nu aduc la viață tinerii care au murit. După aceea, în mod aproape sigur, vor exista propuneri de îmbunătățire legislativă în sensul înăspririi responsabilităților și mai ales a sancțiunilor pentru situațiile în care autoritățile publice de specialitate, repet, ele sunt multe, dar generic... Când desfășoară activități cu publicul. Ele dau sau nu autorizații de funcționare. Pentru că aici problema era, domnule, are autorizație de funcționare. Dar avem precedente. Are autorizație de funcționare. Avem precedente în preajma Sărbătorilor. Știți bine câte evenimente negative s-au întâmplat din cauza folosirii petardelor, artificiilor, a materialelor pirotehnice, unii pe dovedere, alții au fost răniți și totuși nu s-a luat nicio măsură. Mai este de evidențiat ceva. Slăbiciunea sistemului nostru sanitar
în sensul că, uite, o astfel de catastrofă cu câteva zeci de arși și cu 200 de răniți sau morți paralizează sistemul sanitar dintr-un oraș de 2 milioane cum este Bucureștiul. Dar ce s-a întâmplat dacă ardea în Brașov 300 de oameni? Cine-i vindeca pe ăștia? Cine-i vindeca pe ăștia? Ce merită să învățăm de aici este că trebuie crescută... Nu suntem pregătiți. Spuneam înainte de emisiune, soția mea este medic pediatru și comentam că datorită dezastrului din sistemul de sănătate, pentru care sunt niște răspunderi de politici publice, dezastru care pleacă de la subfinanțarea din ultimii zeci de ani, eu când am auzit, m-am crucit. Unitatea de primire urgențe a Spitalului de Copii Vaslui, la schimbul 1, nu există medic. O doamnă asistentă distribuie copiii pe secții sau îi trimite acasă. Au plecat datorită salariului din România, bănuiesc. Exact. Asta este marea problemă. Deci noi e bine să înțelegem că dacă vrem să vindecăm cât de cât țara asta pe niște domenii, sănătatea și învățământul trebuie să fie priorități ca și alocare de resurse și echipamente. Nu poți să faci sănătate fără medici specialiști și nu poți să faci sănătate fără utilaje, medicamente și aparatură adecvată. Ați dat un exemplu foarte bun înainte de emisiune cu Belgia, comparativ cu noi, da, vis-a-vis de PIB. O țară, chiar da, e bun să... exemplu, într-adevăr. În anii 90, soția mea a făcut un stagiu de 6 luni în Belgia și îmi povestea că țări precum Belgia sau Franța, cu bugetele lor, care sunt de zeci de ori bugetul României, au alocat timp de 10 ani 10% din produsul intern brut pentru sistemul de sănătate. Nu doar salarii, ci și infrastructură. Ori dacă acele țări, Franța și Belgia, acum Anglia, în situația asemănătoare, au sisteme de sănătate foarte performante, nu mai vorbim Germania, întrebarea este, noi, cu bugete atât de mici, cum ne putem aștepta ca dacă nu alocăm nici măcar 5% din produsul intern brut pentru domeniul sănătății, la sfârșit, să avem un sistem performant în sănătate? Este exclus. Așadar, ce e de învățat este că dacă vrei ca pe niște domenii strategice, sănătatea și învățământul, țara ta, poporul tău, să aibă speranță de viață mai bună, trebuie să aloci cu prioritate bani acolo și nu bani aruncat pe iarbă și pe panseluțe, care ăia se fură la greu, pentru că nu se numără toate panseluțele și se termină după un sezon. Da, e foarte adevărat. Sectorul medicilor este prima demonstrație a economiei de piață. Piața muncii în acest sector își spune valoarea. Deci e clară. Plătești, ai produsul. Nu plătești, n-ai produsul. Ca vei produsul, dai banul. E foarte simplu ce spune domnul Ghici. Piața muncii, ne-am trimis medici în Suedia și în Norvegia, pe toți. L-aș întreba pe domnul Consilier. Dacă are cunoștință despre faptul că poliția locală, din cadrul primăriilor, că sunt în subordinea primăriilor, nu poate efectua sau nu poate, nu efectuează controle noaptea, când de fapt activitatea la cluburi, la baruri se desfășoară cel mai mult noaptea. Ei se duc ziua că nu este nimeni acolo. De ce nu se... Bă, e patronul care are plicul. Nu, bine, nu putem să generalizăm, să avem dovezi că s-a întâmplat așa ceva. Da. Vorbeam despre faptul că poliția locală, care are atribuția de a efectua controle la agenți economici, nu efectuează controle noaptea atunci când, de fapt, se desfășoară aceste activități în cluburi, numite, de fapt, cluburi de noapte. Ce credeți că se va face în perspectivă, având în vedere această situație? Nu știu care este planul de operațiune al poliților locale, că sunt fiecare... Da. Autoritate locală și-l stabilește, dar nu cred că nu există și program și patrule de noapte. Că ele nu-și fac treaba și se ascund cât un birou să patrule doarmă. De noapte există la ordine publică. Nici de cum poliția. La cei de la compartimentul economic. Pentru că este sunt anumite primării și chiar în București, în care chiar dacă suni, să zicem, la ora 9 seară că ți-au ocupat locul de parcare, vine o patrulă de poliție locală. Deci asta înseamnă că funcționează. Ordine publică. Vorbesc de ordine publică. Aici vorbim de controle desfășurate de cei de la poliția locală, direcția economică. Aici, pentru că au o direcție economică. Aici e o problemă, da, pentru serios. Direcția economică care a fost... Au în vedere când s-a înființat politic, suprafața poliția... unde se
desfășoară astfel de activități, număr de persoane care vin acolo și dacă se face distribuție de produse, eu știu, răcoritoare, alcoolice și așa mai departe, ei trebuie să fie cei care știu și dacă sunt avizele și autorizațiile necesare ca să pot să desfășoară astfel de activități. Aici e o altă problemă. Când s-a înființat poliția locală, a fost o bătălie între poliția centrală și poliția locală la atribuții. Să discutăm după pauză, vă rog, despre acest subiect. Suntem nevoiți să luăm un mic moment de publicitate. Mulțumesc! În timpul pauzei, discuțiile au fost destul de aprinse în legătură cu gradul de vinovăție al autorităților sau al reprezentanților firmei care păstorește acest club și concluzia este că autoritățile trebuie până la urmă să-și facă treaba, adică autoritățile care au competențe în a verifica și a trage la răspundere pe vinovați de această tragedie națională. Ținând cont că rămăsesem la domnul inginer Tudor Popescu, în sensul că l-am întrerupt atunci când își exprima o opinie legată de atribuțiile pe care trebuie să le aibă autoritățile locale în emiterea autorizațiilor și avizelor de funcționare al acestor cluburi care organizează spectacole, știu, evenimente în spații închise și nu numai, îl rog să-și exprime punctul de vedere în continuare. Eu vreau întâi să vă amintesc faptul că în spiritul în care domnul Ghișe are dreptate, și anume că procuratura își va face datoria, judecătorii se vor pronunța. Vă informez că după incendiul în care au murit copilașii ăia nou-născuți la maternitatea Giulești, pronunțarea s-a făcut abia acum, 2 luni. Păi a trebuit să aștepte părinții vreo câțiva ani buni până când au reușit organele de determinare a adevărului, a justiției să-și facă datoria. Astăzi vinovați însă putem noi, opinia publică, să ne dăm seama cine sunt, pentru că justiția în principiu reprezintă senzația noastră de dreptate. Și iar senzația noastră, de-aia am inventat justiția, ca senzația noastră de dreptate să fie hrănită. Și atunci, la ora asta, îi revin din nou și spun, autoritatea care trebuia să-și rezolve problema era în primul rând de natură administrativă. Funcționarul ăla care a dat aviz acestei firme de funcționare și știa că acolo scrie sală de spectacole, a transmis repede o copie de la aviz la ISU, el trebuie să transmită. Nu interlopul care își face spital de campanie pentru 100 de bolnavi și de fapt acolo e un bordel. Deci ideea e foarte simplă. Omul vine și spune pe propria mea răspundere, eu fac o fabrică de ceasuri. În situația următoare, cei care trebuiau să-i dea lui avize și care până atunci au fost pe dosul autorizației, pe certificatul de urbanism, ăia, trebuie să înștiințați imediat. S-a dat un aviz și atunci toți factorii răspunzători devin implicați și până când își face la construcția, până zugrăvește, până obține banii de la bancă, până începe să opereze, toți ăia au timpul să-și facă datoria. Asta e problema care trebuie rezolvată în România. S-a făcut așa ceva, domnule Piedone Popescu și cum te mai cheamă? Dacă ai făcut asta, ești felicitat. Dacă n-ai făcut-o, pleacă, domne, de acolo. Nu mai pierde vremea. Nu te spune șefului dumitale că nu ești bine construit de, din punct de vedere politic. Nu merge ceva în partidul vostru. Piedone are sau nu vreo vină în emiterea acestei autorizații și dacă din această nu există să nu fie vinovat eveniment. Conducătorul când un subaltern greșește. Da. Pentru nu, că conducătorul a angajat. Nu ne putem antepronunța. E foarte adevărat că vinovații trebuie să răspundă, dar nu ne putem antepronunța în momentul de față. Noi de când ne exprimăm opiniile noastre personale în legătură cu cine-s vinovații, dar atât timp cât, eu știu, avem sau luăm în calcul numai niște informații trunchiate sau mai puțin demonstrate, atunci domnule, există deasupra, peste toate, există o răspundere politică și morală. Aia spune foarte clar. Dacă în firma pe care o conduc eu, în instituția pe care s-a produs o greșeală, plec eu, așa, din punct de vedere al respectului meu față de mine. Pentru că eu n-am fost în stare sau în perioada asta s-a întâmplat.
amintiți-vă că au fost miniștri care și-au dat demisia pentru că s-a prăbușit un avion undeva. Sunt exemple destul de ciudate, dacă e să luăm în calcul anumite evenimente și sunt în asentimentul dumneavoastră și al cetățenilor care gândesc că s-a ajuns la această situație și datorită, eu știu, sistemului legislativ destul de incoerent, modificat destul de des și ne-a dus la cunoștința celor care desfășoară astfel de activități, pentru că atât timp cât erau încunoștințați, li se dea un termen de grație în care să pună lucrurile la punct conform legislației schimbate. Dar, că, nu, până la urmă, necunoașterea legii nu poate fi o scuză. Eu nu cred că e cazul de așa ceva, pentru că acolo era chiar un spațiu impropriu. Însă, din toate punctele de vedere, era o cutie de beton cu o ieșire de 80-90 de centimetri. Cum poți să, și în ordine, dacă ai face repetiție, ca la cântarea României înainte și ai la Daciada, cum se făceau repetiții și ai alinia și ai pune pe așa, cronometrați în cât timp ar fi putut să iasă disciplinați, și n-ar fi fost suficient la cât de repede s-a întins acolo focul. Păi știți câte cluburi funcționează în subsolul și au o ieșire ca pe fereastră? Da. Câte cluburi sunt numai în București? Băgate în subsolurile de săl de fitness și așa mai departe. Sunt vin multe persoane. Sunt de aglomerări umane pe care nu le verifică nimeni, domne. Dar ce administrez, dacă întreb pe cineva, ce administrez, bă, primarurile? Bunăstarea oamenilor din perimetrul ăsta. Păi ce bunăstare aia, mă, când ăștia își riscă viața? Când sănătatea e garantată de Constituție, viața e garantată de Constituție și tu nu știi nici măcar atâta, că asta e preocuparea ta? Noi vorbim de legi incoerente și de sistem incoerent, dar legea bunului simț, am uitat-o. Păi sigur că asta e pe deasupra. Bun, în orice facem, dacă ne-am uitat puțin, lumea la bunul simț, dacă ne raportăm, tot am avea ceva de îndreptat, fără să ne uităm nici în dreapta, nici în stânga, în cadrul legislativ. L-aș întreba pe domnul senator Ghișe. Mă gândeam la răspunderea public-privat. De exemplu, maxi-taxiurile, care sunt private. Și cei care îi controlează le aplică sancțiuni contravenționale în situația în care sunt mai multe persoane în acel maxi-taxi decât numărul de locuri stabilite. Aici e clar că există răspunderea și a șoferului, dar până la urmă este tras la răspundere și patronul respectiv. Mai ales dacă se întâmplă, Doamne ferește, un eveniment rutier tragic. În situația în care vorbim de RATB și avem în vedere transport în comun, știm foarte bine că troleibuzele, autobuzele, metroule chiar, sunt supraaglomerate. Dacă s-ar întâmpla o tragedie, un eveniment rutier negativ, soldat cu morți, cine răspunde atunci? Asta vis-a-vis de o răspundere, dacă este un echilibru între aceste două răspunderi. Răspunde numai cel care conduce acel autovehicul? Sau răspund și șefii lui? Păi, de la caz la caz, e greu să generalizăm. Pentru că una este povestea cu taxiul care o dădeați ca exemplu, alta e povestea cu regia de transport. Transportă persoane și comun. De, pe exemplu, troleibuze, autobuze, nu-i trage nimeni la răspundere pe șofer sau pe conducătorii autorităților că sunt supraaglomerate acele mijloace de transport. De fapt, în timp ce la privați le aplicăm sancțiuni și când toată lumea vrea să ajungă acasă până la urmă. E bine să înțelegem un lucru. Răspunderile colective sau generalizate este greu să le apreciem așa dintr-un condei. E vorba de la caz la caz. Răspunderea, zice legea, la modul general vorbind, este civilă, administrativă sau penală după caz. Da. Or, depinde de fiecare caz în parte. Una este răspunderea într-un taxi când ai 4 locuri și duci 5 persoane. În maxi-taxi, unde sunt locuri... Sunt 10 acolo. Locuri și duci 14 persoane. Acolo răspunde șoferul, primul responsabil, că el îi lasă să urce. Nu îi lasă patronul firmei. Îl trage pe reprezentantul firmei la răspundere. Domne, îți dădea bani, nu știu ce, din ce lua în plus, că lui nu-i dă, nu-i dă banii patronului pentru 14 persoane. Îi dă pentru tot ce a încasat. Încă o dată. Legile, în timp ce la RATB, metro, legile vorbesc de răspunderi civile, administrative sau penale după caz. De acord. Că un tip de răspundere are șoferul, alt tip de răspundere ar putea avea patronul care ar primi nu știu ce mită de la el. Bun. Un alt subiect. Bun. Altă situație este aceea transportului urban
de călător și comun. Da? Da, da. Aici sunt alte tipuri de răspunderi. Adică de la caz la caz. Pentru că într-un fel poți să controlezi și să responsabilizezi la regia de transport de călători și controlează niște tipuri de autorități sau cel puțin ar trebui să controleze, altfel se petrece la regimul privat de taxi. Deci când le aducem la grămadă e mai greu să nuanțăm între ele. Să știți că de obicei, ce se spune din vechime, diavolul stă în nuanțe. Deci e vorba de diferențe corect, infinitezimale și calitative. Ori noi trebuie să fim în general, dacă avem cunoaștere și competență, riguroși la detalii. Nu întâmplător mari popoare pe glob, că vorbim de japonezi, de israelieni, de chinezi, mari popoare pe glob, nemții, dacă vreți, în Europa, sunt recunoscute ca făcând produse de calitate pentru că sunt foarte atenți la nuanțe. Ori noi când luăm lucrurile așa la modul general și controlele se fac în heirupismul ăsta, deci asta ce arată? Lipsă de management competent, calificat și exercitat continuu. Acum deodată s-au găsit o grămadă de poliție locală să facă control toate cluburile Bucureștiului. De ce nu au făcut asta săptămâna trecută, înainte de eveniment? Nu le-a spus nimeni să facă. Păi, vedeți? Deci noi avem o slăbiciune în ceea ce privește politicile publice. Trebuie să producem între evenimente și apoi facem control. Autoritățile responsabile potrivit legii pentru control și sancțiune în cazul în care nu se conformează persoanele fizice sau juridice, dacă nu își exercită atribuțiile de control în mod constant și competent, calificat, atunci se petrec astfel de tragedii. Vedeți, domnul inginer, de nerăbdare, ce înseamnă experiența legislativă pe care o are domnul Ghișe de zeci de ani, ce foarte bine a precizat domnul Ghișe. Problema e de nuanțe. Știți care e nuanța în problema cu maxi-taxi? Legiuitorul n-a fost atent la nuanțe și a făcut prostii. Ia să fi fost acolo, dacă se găsesc trei oameni în plus, să anulează carnetul de conducere a șoferului, timp de 2 ani. În momentul ăla nu mai intra nimeni. Dar așa, pentru că sancțiunea e progresivă și îți dau o sancțiune de 200 de lei, dacă îmi dai 50 de lei, nu ți-o mai dau, se va prolifera acest sistem an de zile. V-aș mai spune ceva? Discută. Da. Da, scuze. Da, domn, terminați. Deci, ideea în sine. Discutăm de transportul comun, de ITB, nu? Păi aici politica primarilor este fundamental greșită. ITB-ul este concurentul sistemului de circulație cu autoturisme. Deci eu trebuie să concurez. Deci ITB-ul prin natură și prin orice loc în care s-a verificat acest sistem este subvenționat. Deci banul public, ca să nu se ducă în poluare și în autoturisme și în alte povești de genul ăsta, se duce în ITB și doar niște condiții de confort deosebit, cu aer condiționat peste tot, cu condiții de stat pe scaun în toate vine astea. Și vremea, acum să vedem cum facem față. Iar noi să vină nu facem față, viscul. Închesuim, nu facem. Toată lumea fuge în autoturisme, cu autoturisme blocăm și ITB-ul și da. În felul ăsta facem o cacealma din toată conducerea, de toată administrația locală. Vă dau locală. Un exemplu și mai clar. Acum câteva zile eram la metro la Piața Unirii și se crease o atât de mare aglomerație încât nu mai puteau să mai iasă dintr-o linie, dintr-un tronson în celălalt. Deci era ceva... din cauza lui Urdăreanu, deci, toată lumea asta filma pe acolo de sus. Deci da, ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi produs un eveniment? Păi, da. Vă dați seama câtă lume era acolo la Piața Unii? Era ceasul vreo 4-5 când lumea ieșea. Nu i-am plătit lui Urdăreanu supravegherea instalațiilor de decongestionare a circulației pentru care s-au dat bani, dar nu-i plătit și serviciul. Și atunci Urdăreanu a oprit. La primul cablu optic tăiat, s-a terminat cu sesizorii ăia care mutau semafoarele și le făceau accesibile și decongestionau București. Dar descongestionarea este o chestiune. ITB-ul nu este radet. Cu confuzia fundamentală în capul oamenilor, alea două regii sunt dezastru. Radetul trebuie să fie benefic, să aducă beneficiu, e prost gândită soluția la București, dar o rezolvăm noi acum, iar ITB-ul este subvenționat, îmi pare rău. Ăla trebuie controlat la sânge
ai furat 2 lei, dispari, iar detaliul de care vorbeam și de care nu s-a ocupat domnul Ghișe, care știe foarte bine, este asta. Ești în sistemul de stat și ai reușit să obții o condamnare pentru corupție de 5 lei, în cartea ta de muncă pun o ștampilă. Niciodată nu mai ai loc în sistemul de stat. Te duci la particular. Nu mai sunt contracte de muncă. În contractul de muncă îți anulezi contractul. Păi legea trebuia să-mi dea voie. Deci un funcționar din sistemul public, din societăți cu capital de stat sau din administrația publică, pentru o corupție de 2 lei, ai luat o șpagă de 2 lei și ai sentință definitivă, iei o ștampilă în care în viața ta nu mai intri în sistem public. Te duci la particular, te duci în angro, împingi cărucioarele acolo dacă vrei să mai trăiești. Și atunci nu se mai fură. Când vorbim de mijloace de comitere a faptei la fața de 2 lei, nu mai ajungi acolo, se dă clar, ne începe. Dacă domnul... Da, păi v-ați s-a bătut, că a spus altă întrebare și v-a răspuns cu totul și tot. Dumneavoastră ați întrebat, domne, dacă pe ăla de la Maxi Taxi, care e privat, îl oprește poliția și îl amendează dacă are un călător în plus, câte tramvaie oprite am văzut noi de polițiști sau controlate ca o călători în plus? Despre asta e vorba, că statul e controlat, nu e controlat, parcă și statul nu e controlat. Corect, dar n-am sesizat. Deci, asta a fost practic întrebarea dumneavoastră, care nu și-a primit răspunsul. Dar nici nu a fost o întrebare retorică, știm bine că nu o să întâlnim așa ceva ca greșelile făcute de autorități sau de regia ale statului să fie controlate și sancționate, decât, Doamne ferește, dacă se întâmplă... Tot din banii noștri sancționează. Și atunci trebuie să răspunde șoferul, nu și reprezentanții societății care permit lucrul ăsta. Da, eu vreau să aduc o completare în discuție în legătură cu legile care nu sunt coerente, consistente, riguroase, exacte, etc. E foarte important să înțelegem ceva. Pentru că dacă înțelegem corect, știți, există în management o butadă, zice, de cele mai multe ori problema este înțelegerea corectă a problemei. Rezolvarea problemei. Acum, în privința legilor, e bine să înțelegem următorul aspect. O inițiativă legislativă pe care potrivit Constituției, o face ba unul sau mai mulți parlamentari, ba o face guvernul, ba o pot iniția minim 100.000 de cetățeni. O inițiativă poate fi foarte bună, coerentă, consistentă, exactă. Dar în procesul de legiferare, reprezentanții poporului, oameni care vin din diferite domenii, de la sport, cultură, artă, la inginerie, la economie, la și auto, la orice domeniu. Și e normal să fie, pentru că dacă așa, e ales și tenismenul, e ales și cântăreanța, e ales și juristul, dacă sau economistul, sau inginerul, sau profesorul, sau doctorul. Mă rog. Sau fără pregătire superioară. Să pui un medic în Comisia de Buget, Finanțe, Bănci. N-ai cum. Ce vreau să spun este că în cadrul procesului de legiferare, asta însemnând parcursul legii prin multe procedura legislativă mai comisii parlamentare și aviz de Consiliul Legislativ și așa mai departe, deși o inițiativă este foarte bună, în cadrul dezbaterilor și în funcție de majoritățile care se creează pe diferite articole sau chiar aliniate ale legii, ea se poate strica. De ce? Că pe articolul 1 e unanimitate, pe articolul 2 iese în comisie 5-3 și în plen 53-47 și pe articolul 5 iese în plen 87-23. Nu, dar la 13. A ridicat la degetul care nu trebuie. Deci ce vreau să spun este că așa este în democrație. Adică reprezentanții poporului pe un subiect care uneori se întâmplă să nu fie nici foarte bine explicat de către tehnocrați, astfel încât să înțeleagă oameni care nu sunt de specialitatea respectivă. Și atunci se întâmplă că un text inițial foarte bun să fie modificat și uneori greșit. De aceea se și întâmplă de multe ori că anumite legi suportă modificări dese. De ce? Începe legea să producă efecte, lumea constată, societatea, omule, aoleu, stai că e proastă legea acolo. Vine o altă inițiativă.
Trece și aia prin tot parcursul legislativ care e foarte complicat. Deci, cu excepția, să spunem, unor inițiative care vin de la guvern, ci mai precis de la ministere, care, da, fiind formate din specialiști omogeni în, în cunoaștere, înțelegere și cultură de specialitate în domeniul respectiv, marile sisteme, sistemele de legea pensiilor, legea, da, da, salarizării, legea educației, legea sistemului sanitar, legea forțelor armate, etc. Cu excepția legilor care vin de la guvern și care au o consistență legislativă mult mai mare și coerență sistemică, legile inițiate, vă dați seama, un parlamentar, ce să fie, luați o meserie la întâmplare, inițiază la propunerea unor specialiști ceva, duce în Parlament, acolo se izbește, de punctul de vedere al guvernului care poate fi contrar, de al altor specialiști care văd lucrurile diferit și în felul acesta e greu să avem, deși asta este idealul, să avem pretenția ca legile să fie toate bune, coerente, consistente, logice și exacte. Hai că vă dau un exemplu. Asta e logic. Foarte... Nimeni nu comentează asta pentru că nu e, nici Constituția nu este perfectă. Asta e bine de știut, pentru că v-am dat exemplu. La un articol obții unanimitatea, da, și eu am avut o lege, vă și spun, 339/2007, se referea la promovarea strategiilor de management de proiect în administrația publică locală. Era prin anul de grație 2007. Și în Comisia de Specialitate a Camerei Deputaților, domnule, mi-au măcelărit un articol de lege, care eu am explicat. Și au pus în lege, că, în proiect, că se asociază consiliile locale. Și eu spuneam, domnule, consiliul local nu e persoană juridică, nu se poate asocia. Dar un domn care a fost ministru, îi mulțumesc și acum, Leonard Cazan, în pauză mi-a spus, domnul, zice, e prea bună inițiativa, zice, lăsați așa să treacă, și zice, după aia o mai modificați, zice, unii dintre ăștia de aici nu înțeleg nimic. Și a avut dreptate. Am tăcut din gură, n-am mai susținut și a trecut legea. Și a trecut așa? 339 pe 2007. Consiliul legislativ a dat aviz la chestia asta? Adică vă dau eu un exemplu. Consiliul legislativ s-a modificat în Comisia de Administrație Publică Locală a Camerei Deputaților. Și se asociază, așa cum mai în lege prostia aia, se asociază consiliul local. Cum se asociază? Nici nu se poate asocia așa ceva. Da, prevăzut acolo chiar dacă practic unități administrative teritoriale, că sunt pe dar nu consiliul locale. Vreau să vă dau un exemplu tot atât de interesant, cel puțin. Gazele de Podișul Transilvaniei, după concepția mea, sunt proprietatea rezidenților acestui teritoriu. Deci bogățiile subsolului sunt proprietatea poporului român. Eu scot această problemă ca bază în demonstrarea unei legi pe care o introduc în Parlament cu ajutorul unor deputați, unor parlamentari. E, în situația în care introduc un proiect de lege în care spun, domnule, având în vedere că aceste gazele naturale sunt proprietate și ele au drept la redevență, să introduce redevența din care să scutește aceasta prin aplicare la proprietar, adică la rezidentul României, și în situația asta ieftinăm gazele la populație față de situația de azi. În timp ce autoritățile noastre de înaltă cultură față de dragoste, față de popor, scumpesc până când oamenii dau pe afară că nu mai au bani. Ideea a fost foarte bună. Mă, și o preia senatorul care nu trebuie, Vochițoiu. El preia Vochițoiu, care atunci era al lui Dan Diaconescu. Nu m-a interesat pe mine. Am zis, domnule, dacă omul e parlamentar, are capacitate. E bine, rasă peste tot, pentru că provenea de unde nu trebuie. Da. Și am rămas cu legea în braț. Da, asta așa este. Și am rămas, pentru că nu interesează pe nenorocitul de parlamentar ce vrea poporul ca să-i facă un ajutor rezidentului român. Și când s-a uitat, ce vrea domne nenorocitul ăsta de Vochițoi? A, vrea ca să fie mai ieftine gazele pentru cetățeanul român. Dar de unde e mă ăsta? Fără să aducem anumite cuvinte. Ține de cine nu trebuie. De persoană, că da. Nu e normal. Pe nenorocitul ăla la oreți sau nenorociți, știți că suntem ca nenorociți cu toți. O să vină să-i spun un punct de vedere. Noi ne păcălim între noi. Am și un exemplu în sensul ăsta, dar mă opresc, că nu știu dacă e cazul să despre legi acum care nu sunt bine. De ce plătim noi acum gazele mai scump? Da. Și totuși, revenind la titlul emisiunii și la ultimele evenimente care au pus România pe jar, v-aș întreba dacă, din punctul nostru de vedere, vedeți populația deja, e normal să devină părtașe cu familiile înduliate, ca și cu cei care, din păcate, se zbat între viață și moarte. Considerați că acest eveniment ar putea schimba ceva în modul de responsabilitate al aleșilor, al sistemului corupt din România? Președintele a avut o atitudine pe Facebook total
negativă față de autorități în privința corupției generalizate. Dar întrebarea mea este dacă autoritățile o să ia măsuri destul de greu față de cei vinovați. Credeți că vor ieși românii în stradă dornici de o schimbare? Sau dacă era nevoie să se întâmple un astfel de eveniment ca românii să iasă în stradă? Că astăzi, de exemplu, urmăream foarte mulți români solidari cu acele evenimente care au generat, din păcate, această tragedie și chiar arătau cu degetul către sistemul politic românesc în ultimii 25 de ani. Și nu numai, și către biserică, faptul că este absentă total la aceste evenimente. Dacă Popa Biserica, Daniel, dacă avea ceva de câștigat, probabil că venea. Dacă Popa Daniel trăgea, ordona să tragă clopotele. Ce părere aveți, domnul senator Chișinău? Ce scuze, să-mi da, spună vis-a-vis de... Eu vă spun... Pentru că n-au bătut nici clopotele, nu s-a întâmplat nimic. Ești nu aia. Face pe un controlor din partea pompierilor și a primăriei să întocmească procesul verbal când trebuie să închidă funcționarea unui astfel de local. Deci nu ieși tu în stradă... face autoritatea executivă să-și îndeplinească. Deja vocile se întețesc în prezența locului unde s-a produs evenimentul. Iar manipulări mediatice de tipul sistemul din ultimii 25 ani și biserica de... Dar ce trebuie să facă biserica la un club în care nu respectă condiții? Da, biserica a tăcut. N-au bătut clopotele, nu s-a întâmplat nimic. Dar după ce mor, poate să-ți rostească măcar un cuvânt de alinare? Stați puțin, să nu au bătut clopote, nu s-a făcut nicio slujbă. Deci au fost total inexistenți. Să fim echilibrați și raționali. Da. Deci, dacă într-un astfel de club pompierii ar fi interzis funcționarea, nu se petrecea tragedia. Da. Lucrurile sunt foarte clare. Domnul inginer, părerea dumneavoastră? Păi, în mod normal, nu se poate, domne, să moară, să fie doliu național și să trezească un deștept să spună de ce e doliu. Doriu e pentru că un popor întreg a suferit. Dar nu l-a înțeleg pe acest popor. Și vine un politician care nu știu cum dacă îl cheamă să-mi spună, domnule, știi, nu trebuia să fie. Treaba lor. Problema este însă dacă tu, pastorul sufletesc al oamenilor, ești desemnat ca singurul prea fericit într-un popor îndoliat, înseamnă că ceva nu funcționează. Iar oamenii trebuie să înțeleagă că relația lor cu Dumnezeu e diferită de relația lor cu popii. Relația cu popii se face pe bani. Dumnezeu nu-ți cere bani. Relația sufletească a românului cu creștinismul este în bisericuța aia mică din lemn unde se duce el pe vârful dealului să se roage, să fie aproape de Dumnezeu. Nu e mauzoleul ăsta al neamului cu care, SRL-ul, pe care vreau să-l văd și eu spital cu vrea nu știu cine astăzi. Domnul consilier, punctul ăsta. Da. Primul rând, clasa politică trebuie să vadă că să înțeleagă ceva din acest să înțeleagă faptul că poate să scoată oameni în stradă cu ceva care îi motivează. Iată, această emoție puternică a scos oamenii în stradă printr-un bulgăre care s-a rostogolit pe Facebook. Au mai fost încercări de meeting-uri cu diferite teme. Poate că temele au fost gândite în laboratoare și nu au fost suficient de atrăgătoare ca să creeze această emulație. Aici avem de gândit. Faptul că Biserica Ortodoxă nu s-a implicat așa cum ar fi dorit societatea civilă, asta este altceva. Poate că ar trebui să se gândească borul la pasajul biblic în care Iisus a venit și a răsturnat tarabele comercianților de pe templu. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru participare la această emisiune. Încă o dată, sincere condoleanțe familiilor îndoliate. Să sperăm din tot sufletul că nu vor mai fi și alte victime. Mulțumesc telespectatorilor pentru atenție. Ne revedem lunea viitoare într-o altă ediție a emisiunii Realitatea Românească. Vă mulțumesc pentru atenție.